Meciul a reprezentat o revanșă după partida disputată în urmă cu un an de zile, când echipa din Sighet s-a impus pe teren propriu cu scorul de 4-3. Ultima întâlnire dintre cele două echipe a fost dominată tot de formația sigheteană, care are în componență mai mulți jucători cu experiență. Oaspeții au deschis astfel scorul în minutul 10 prin Andrei Stan, în urma unei nesincronizări a fundașilor echipei gazdă. La câteva minute, echipa din Baia Mare reușește egalarea prin Japo Lucaci, care înscrie cu un șut de la 25 de metri în urma unei centrări venite de pe partea stângă. Oaspeții revin din nou în avantaj după golul înscris de Cosmin Marincean, însă în minutul 40 același Japo Lucaci reușește egalarea, iar prima repriză se încheie cu scorul de 2-2. În partea a doua a jocului, Inter-Sighet controlează partida în totalitate și reușește să marcheze de 5 ori la rând prin Cosmin Coșa, Andrei Stan, Nechita Țiplea și Ioan Șuștic, scorul devenind 2-7. Până la final, Sport din Baia Mare reduce din diferență, marcând și ea de 3 ori prin Japo Lucaci, Andrei Pop și Florin Florea. Partida s-a încheiat astfel cu scorul de 5-7.